concursului Premiile Crama Oprișor pentru Desen Contemporan are deja o vârstă remarcabilă, 7 ani. Pentru că până la urmă, noi, Crama Oprișor, prin tot ceea ce facem noi zi de zi, ne dorim să evocăm componentele care aduc valoare existenței noastre. Pe lângă substanța pe care vinul o conține, noi considerăm că alte componente importante ale vinului sunt istoria, tradiția, spiritul și cultura. Astfel, inițiativa Premiile Crama Oprișor pentru Desen Contemporan am dezvoltat-o în toamna anului 2017 cu prima ediție în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte București, care s-a încheiat în luna mai anului 2017 cu festivitatea de premiere a artiștilor câștigători la Galeria La Borna din București. După care am reușit să oferim continuitate demersului nostru și în toamna anului 2021, în ciuda contextului economic total nefavorabil, ne aducem aminte de lockdown-ul economic mondial, împreună cu partenerul Universitatea de Artă și Design din Cluj, am reușit să organizăm a doua ediție a concursului Premiile Crama Oprișor pentru Desen Contemporan la Cluj și s-a finalizat acest proiect frumos, foarte reușit din punctul nostru de vedere, cu expoziția finaliștilor la Muzeul de Artă din Cluj în luna mai anului 2022. Iată-ne acum în iarna care desparte anul 2023 de 2024, în decembrie respectiv anului 2023, am organizat ediția națională. A treia ediție, dar acum este ediția națională, care are deschidere către toți studenții și absolvenții universităților și instituțiilor de artă din România. Și suntem în perioada în care primim aplicațiile, până la 29 februarie suntem în procesul de a primi lucrările și CV-urile artiștilor români și nu numai, care au absolvit sau care sunt studenți ai Universităților de Artă din România. Și uite că suntem nerăbdători ca în luna mai, iunie anului viitor, anului acesta de fapt 2024, să vă invităm pe toți la expoziția finaliștilor de la Muzeul Național de Artă Contemporană din București. Partenerul ediției naționale a premiilor pentru desen contemporan dezvoltat de noi în această perioadă este Muzeul Național de Artă Contemporană din București, cea mai importantă instituție muzeală de artă contemporană din România. Pentru viitor ne dorim multe. Suntem foarte optimiști, chiar dacă ne uităm împrejur și starea de spirit nu este foarte favorabilă în acest domeniu al culturii, știm toți acest lucru, însă pe noi într-un fel nu ne afectează lucrul ăsta, pentru că știm foarte bine că vinul pe care îl producem noi și pe care noi îl oferim publicului se poziționează în viața oamenilor, în viața spirituală și culturală a întregii omeniri. Așa că tot ceea ce facem oferim publicului, iar tinerii artiști, studenți și absolvenți vor fi în continuare pe anii viitori o preocupare foarte importantă a noastră. Parteneriatele educaționale pe care noi ca organizator Crama Oprișor le-am dezvoltat pentru ediția națională a concursului Premiile Crama Oprișor pentru Desen Contemporan sunt împreună cu Universitatea de Artă și Design din Cluj, împreună cu Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Artă, și la care s-a alăturat și capitala Moldovei, Iașiul, cu Universitatea de Artă din Iași. Aceste parteneriate educaționale au un rol foarte important. În primul rând pentru tinerii studenți și artiști. Cei care sunt încă studenți acolo la aceste universități pot beneficia direct de acest parteneriat educațional, iar absolvenții, bineînțeles că sunt și ei foarte importanți și așteptăm de la toți aplicațiile pentru a se înscrie în concursul nostru.
Le mulțumim partenerilor educaționali, instituții fundamentale de educație în artă și în creație artistică din România și îi așteptăm la festivitatea de premiere care va avea loc în primăvara anului acesta la Muzeul Național de Artă Contemporană din București. Bugetul alocat de noi ca organizatori Crama Oprișor pentru concursul premiile Crama Oprișor pentru desen contemporan este de 6.000 de euro. Ne dorim și avem convingerea că acest buget este stimulativ pentru cei care aplică la concursul nostru și până la urmă ne-am dorit să fie un ajutor pentru dezvoltarea tinerilor artiști. Este o conjunctură economică dificilă și astăzi un artist are nevoie de suport financiar pentru a-și desăvârși creația. Materiale, timp, bineînțeles, unii dintre ei și combustibil, dar în primul rând materiale. Și o mică relaxare financiară, pentru că știm foarte bine că atunci când dorești să începi o lucrare, ai nevoie și de un mic confort legat de modul în care îți vei achiziționa resursele pentru lucrare. Așa că 6.000 de euro este bugetul concursului nostru, ediția națională. Ne dorim ca noi ca și entitatea să ne dezvoltăm, țara să se dezvolte și proiectele viitoare sperăm să fie cel puțin la fel de valoroase ca și buget, dacă nu și mai mult.